Caz șocant, o mamă și-a otrăvit copilul acasă și în două spitale diferite cu paracetamol și codeină. Ea a încercat apoi să ascundă acest lucru de medici. Pe 9 septembrie ea a mers cu copilul la spital, susținând că micuțul avea temperatură și dificultăți de respirație. Pe 12 septembrie, în timp ce era internat în spital, copilul a început să-și piardă cunoștința, prezentând semne de insuficiență hepatică acută. În ciuda faptului că, inițial, minorul a răspuns bine la tratament, pe 16 septembrie starea sa s-a deteriorat semnificativ. Trei zile mai târziu, micuțul a fost supus de urgență unui transplant de ficat. O investigație deschisă ulterior a arătat că mama îi dăduse în mod constant copilul paracetamol și codeină cât timp a fost spitalizat în două spitale, ascunzându-le acest lucru medicilor. Medicii au administrat copilului doar dozele maxime recomandate de paracetamol. Ancheta a arătat că nu există niciun motiv plauzibil pentru care codeina să fie prezentă în organismul copilului. Anchetatorii au găsit însă seringe ascunse într-un geamantan lângă patul de spital al copilului și în geanta mamei. Acestea conțineau urme de paracetamol și codeină. În urma unei percheziții efectuate de poliție la domiciliul femeii, anchetatorii au găsit tablete de pastile care se potriveau cu rezidurile găsite în seringile descoperite în gențile de la spital. Atunci când mama a fost confruntată de medici, a mințit și a susținut că nu i-a dat codeină copilului ei. Testele medicale au arătat că insuficiența hepatică a copilului a fost cauzată de supradoza cu paracetamol. De asemenea, copilul fusese expus la codeină și morfină pentru o perioadă lungă de timp. Deși copilul era sănătos și nu avea probleme de sănătate, în 2016 acesta a fost consultat de mai multe ori de medici și a fost spitalizat de 15 ori. Mama a fost condamnată la 12 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de provocarea de vătămări corporale grave cu intenție, relatează știrile ProTV.ro.